arhitectura de aici, pentru că e primul șaran în generația asta pe care îl văd. Dar Volkswagen a fost cu el genul de tehnologie mai rară, cumva, mai de nișă, pentru că chiar este o mașină de nișă. Uite, că zic poziția asta a radiatorului, este cea firească, bănuiesc, pentru că nu pare nimic îndoit, nimic lovit pe aici. Ca o particularitate, motorul ăsta, generația asta, Euro 4, Power User, sunt multe coduri. Ele sunt aceeași familie, EA288 sau dar codurile lor se succed și se schimbă existând în același an de fabricație trei coduri pe același model de mașină. Bine, nu e cazul ăsta, dar dacă ar fi vorba de Passat sau de Golf. Volkswagen s-a jucat în timpul cu ele cercând să schimbe pasul cu ceilalți care trecuseră deja la Common Rail și să și spele cumva păcatele cu prima generație. N-a prea reușit. Deși sunt exemplare care au kilometri mulți. Cum e asta, care o să vedem de vorbă. Automat, atât anul de fabricație, are nevoie de și este obligat să registrate germană, să aibă filtrul de particule. Și are filtrul de particule cu sistem de spălare pe baza acelei soluții, dar nu este altul, este o soluție dedicată care necesită așa un pic de atenție, reumplerea acelui rezervor. Și funcționarea sistemului de care curăță și de particule se face pe la fiecare, se pare că la fiecare alimentare cu combustibil, adică mașina ține cont de câte desfaceri de la ușița de bagaje are ca să facă acea injecție sau ceva de genul ăsta. Nu știu exact, pentru că n-am găsit prea multă documentație despre chestia asta. Știu doar că pe B, alt cod de motor, pe BGD există chestia asta. Și un prietenul meu care are motor din ala și are de vreo 6 ani nu i-a cerut încă niciodată să-i completeze sistemul. Adică este altceva decât adluul care îl punem la 10-20 de mii de kilometri. Deci are șaranul ăsta pe spus la spate. Altceva decât o suspensie independentă. Două brațe pe fiecare roată și pe unul longitudinal. Da, e un, să zicem că e un frate mai mic al ceea ce este pe Passat. Doamne, să mă mai chinui puțin pe subiect. Pentru că chiar n-am văzut niciodată un dedesubt de șaran care dacă la exterior caroseria se ține bine, SUV-a, anumite componente din suspensie, așa cum ați văzut, au ușoare urme de rugină și proba degetului rugiului la un eșapament de Euro 4 cu DPP. Activ la numetica lui Sfântul. Necesită componentele de pe ea sunt dedicate. Mașina asta nu prea are cum să rămâne cu bun, să s-ar putea și cel mai interesant ar trebui să facă. Și probabil ceva la sistemul de frânare, dar în rest nu mare lucru. Dar pentru ce îți cumperi un șaran? Sau un concurent de-al lui? Aici mai există încă două locuri care se demontează cu un singur strip. O grămadă de țărtărașe, cu tiuri mai mici în spate de sens, care au stricul de sectorul. Alte cu tiuri cu doze de cu suport de pahare, cu difuzoare pentru